Deci vrei să fii un erou. Sigur, sunt multe jocuri care îți oferă această șansă, însă majoritatea ori te naști un erou în urma unei profeții, ori devii erou vrând nevrând în urma unor evenimente ce te depășesc ca amploare și învâltoarea cărora te aruncă destinul. Însă sunt puține jocuri unde scopul însuși este acela de a deveni faimos săvârșind fapte eroice. Creată în viziunea artistică a lui Lorian Cole și lansat de Sierra în anul 1989, Quest for Glory îți permite să faci chiar asta. Sierra este una din cele mai importante companii din industria jocurilor. Pe lângă faptul că de-a lungul istoriei s-a finanțat și publicat nenumărate titluri precum seria Cesar, Homeworld sau Half-Life, ea mai este responsabilă și pentru popularizarea jocurilor grafice de aventură și împreună cu LucasArts ea a definit genul în anii 80 și 90. Primul lor hit s-a numit King's Quest, Quest for the Crown, lansat în 1984, ce a uimit lumea întreagă cu grafica sa în 16 culori. Era jocurilor de aventură pe bază de text avea să apună. A urmat apoi Space Quest The Silent Encounter în 1986, iar în 1987 vor vedea lumina zilei Police Quest, In Pursuit of the Death Angel și Leisure Suit Larry, In the Land of the Lounge Lizards. Acestea erau doar seriile principale, căci Sierra inundase deja piața cu tot soiul de alte jocuri de aventură, printre care amintind The Black Cauldron, The Colonel's Bequest sau infamul codename Iceman. Însă nici unul dintre acestea menționate mai devreme nu devia de la formula primului King's Quest, așa că Sierra decide că a venit timpul pentru o schimbare. Lansat inițial sub numele de Heroes Quest sau You Want to Be a Hero, acesta a fost schimbat în cea din urmă în Quest for Glory, în urma unor divergențe cu producătorii unui joc de masă numit Hero Quest. Quest for Glory începe la fel ca orice alt joc de tip adventure, cu un ecran unde trebuie să-ți alegi o clasă cu care vrei să joci. Stai, ce? Exact, Quest for Glory este un hibrid între aventură și RPG, dar nu elemente de RPG cum se poartă astăzi, ci cu un sistem adevărat. Desigur, nu este la același nivel cu jocurile de rol de la acea vreme, însă este suficient de profund, ceva cam ca un action RPG. Deci, după cum am spus, la început trebuie să alegi una din cele trei clase, binecunoscuții, războinic, hoț și vrăjitor. Apoi trebuie să investești puncte în atribute și meșteșuguri. De menționat este că în principiu poți investi puncte unde vrei tu, însă numai vrăjitorul poate băga puncte în magie. Pe parcursul jocului îți vei îmbunătăți automat toate aceste statistici. Cu cât te luți mai mult, cu atât îți vor crește aptitudinile marțiale. Cu cât te cațeri mai des, cu atât devii mai bun. Și tot așa. Ceva cam ca în Elder Scrolls. Deci, cu alte cuvinte, tot sistemul RPG nu este doar de Sanchi, ci influențează în mod direct felul în care jucătorul rezolvă puzzle-uri. Încă de pe vremea primului King's Quest, jocurile Sierra oferau jucătorului mai multe moduri de rezolvare a problemelor, însă Quest for Glory duce această idee la un alt nivel. De exemplu, la un moment dat trebuie să recuperezi un inel ce se află sus pe o crangă într-un cuib de păsări. Ai trei alternative la dispoziție. Poți arunca cu pietre în cuib, te poți sui în copac sau poți folosi o vrajă telekinetică. Marea majoritatea puzzle-urilor oferă soluții alternative, astfel că Quest for Glory, spre deosebire de marea majoritatea jocurilor de aventură, oferă și rejucabilitate. Cu toate că există câteva momente în care te poți bloca iremediabil, spre deosebire de alte titluri Sierra, acestea nu sunt la tot pasul și în general este evident atunci când ai făcut o tâmpenie. Astfel, seria Quest for Glory este una din cele mai accesibile din catalogul Sierra, fiind un foarte bun punct de plecare pentru cei care doresc să facă cunoștință cu creațiile acestei companii. Povestea jocului este destul de simplă. Tu ești un aventurier oarecare cu visuri mărețe, vrei să fii un erou. Drumurile tale te-au adus în micuțul orășel de munte Spielburg. Ajuns aici, afli că vrăjitoarea Baba Yaga blestema ținutul și pe baronul ce domnește asupra lui. Copiii săi au dispărut, iar în vale colcăie de bandiți și de monștri. Valea are deci nevoie de un erou. Aș minți dacă aș spune că firul narrativ este îndeoseb de captivant. Totuși, misterul dispariției celor doi plozi de cocon a fost îndeajuns pentru a mă ține în suspans. Versiunea originală a jocului, cea pe care o vedeți pe fundal, folosește parser de text, adică dacă vrei să faci ceva, trebuie să tastezi comenzile. La prima vedere, acest sistem pare extrem de primitiv și anevoios, însă personal, cu timpul am reușit să-l apreciez și în unele cazuri chiar să-l prefer sistemului mai modern point and click. De ce? În afara faptului că oferă o legătură mult mai strânsă și directă între tine și joc, el te obligă să gândești tu rezolvarea unui puzzle cap-coadă. Nu poți pur și simplu să folosești totul pe tot în speranța că la un moment dat o să se întâmple ceva. Acest lucru este cel mai evident în dialog, unde nu poți să alegi niște propoziții gata făcute, ci trebuie să gândești tu întrebările pe care să le pui și răspunsurile pe care să le dai. Este foarte amuzant să încerci să scrii ce trece prin cap și să vezi cum reacționează jocul. Există câteva momente pe care pe mine m-au uimit.
Sistemul funcționează cam ca un RPG pen and paper, unde jucătorii spun ce vor să facă, iar Game Master-ul răspunde. Este perfect adevărat că un parser făcut prost poate avea un impact negativ asupra experienței de joc. Cel din primele jocuri Sierra, de exemplu, avea un vocabular foarte sărac și jucătorul era obligat să formuleze enunțurile într-un mod perfect, altfel jocul nu înțelegea. Din fericire, acesta nu este cazul și în Quest for Glory, parserul său fiind foarte avansat și bogat în sinonime. Puzzle-urile sunt în general logice, ele nesuferind de așa numita moon logic care abunda în jocurile de aventură vechi, inclusiv Sierra. Și că tot veni vorba cei care au jucat titlurile mai vechi ale acestei companii și vor aminti cu groază de așa zisele walking puzzles, unde trebuie să parcurgi un drum luptându-te cu controlul stângaci și lipsa de repere. În acest joc există un singur astfel de moment, iar el nu este greu de depășit. Jocul are și un ciclu de zi și noapte, iar unele puzzle-uri pot fi rezolvate doar în anumite perioade ale zilei. Noaptea magazinele se închid, iar dacă ești hoț, te poți furișa și fura din casele oamenilor, cea mai memorabilă spargere a mea fiind însuși casa șerifului. Personajul tău trebuie să doarmă și să mănânce. Dacă e prea târziu, vei găsi hanul închis și astfel fi nevoit să dormi în stradă, dar să nu te miri când a doua zi te trezești că ai rămas fără bani în pungă. Dacă te-a prins noaptea afară, e și mai grav, căci porțile orașului sunt închise. Dacă ești un bun alpinist, te poți cocoța peste ziduri. Altfel, trebuie să cauți în sălbăticie un loc sigur de dormit sau vei fi mâncat negreșit de fiarele pădurii. Lumea lui Quest for Glory este întinsă și da, ați ghicit, trebuie să vă desenați și o hartă. Pe parcurs vă veți întâlni cu tot felul de personaje fantastice, cum ar fi zâne, driade, vrăjitori și... chestia asta. Se cheamă Antwerp, apropo. Nu toate întâlnirile vor fi prietenoase, în schimb. Bandiții, goblinii și chiar dinozaurii se vor pune între tine și țelul tău. Poți ori să fugi, ori să te lupți. Din păcate, sistemul de luptă nu e prea bun. Poți ataca, te poți feri sau poți bloca dacă ai scut. Ca războinic, luptele nu vor prezenta o provocare majoră, însă celelalte două clase vor fi nevoite să-și antreneze skill-ul de dodge pe propria piele, fuga fiind ca de obicei rușinoasă, dar sănătoasă. Însă sistemul rudimentar de lupte nu poate întina de unul singur calitatea acestui joc. Quest for Glory este unul din cele mai bune jocuri de aventură făcute vreodată și poate fi recomandat oricui, inclusiv novicilor în ale genului, mulțumită puzzle-urilor sale intuitive. Pentru veterani, acestea pot părea destul de ușurele, eu personal fiind nevoit o singură dată să consult un ghid. Dar chiar și așa, libertatea de mișcare și decizie în rezolvarea problemelor vor oferi chiar și lor o experiență diferită de cea a altor jocuri de aventură. Însă cireașa de pe tort este faptul că aventura nu se oprește cu primul joc, deoarece toate jocurile permit exportul de salvări și astfel poți juca întreaga serie de la un cap la altul cu același personaj. Aceasta este compusă din 5 jocuri. Dacă primul are loc într-un ținut inspirat din basmele germanice, al doilea joc, Trial by Fire, mută peisajul în țara celor 1001 de nopți. Apoi vei fi purtat în junglele pline de pisici ale lui Wages of War, unde se va face trecerea la o grafică VGA 256 de culori și interfață point and click. Aventura te va purta ulterior niște ținuturi mai întunecate și mai mioritice, în Shadow of Darkness, iar finalul te va găsi în Grecia antică, Dragonfire concluzionând aventurile eroului nostru în anul 1998. Dacă sunteți pasionat de jocuri de aventură sau, dimpotrivă, dacă doriți să faceți cunoștință cu acest gen, atunci nu vă rămâne altceva de făcut decât să mergeți pe GOG unde găsiți întreaga serie la pachet pentru doar 9 euro. Cu toate că în 1992 Sierra a lansat un remake al primului joc cu grafică VGA și control point and click, eu vă încurajez să încercați măcar varianta originală cu grafică EGA și parser. Nu de alta, dar e posibil să ajungeți și voi la concluzia mea și a multora, și anume că un parser făcut ca la carte este modul ideal de a juca astfel de jocuri. Singurul dezavantaj ar fi că, după ce jucați seria Quest for Glory, nu veți mai privi niciodată jocurile de aventură cu aceiași ochi.